Salutare, fraților, și bine ați venit la Black Tiger. Bun venit la un episod din Internet Cafe Supermarket Simulator 24. Bun, suntem acasă, în sfârșit. Trebuie să mergem să ne luăm ceva de mâncărică. Trebuie să văd un pic unde e magazin, unde e casa noastră. Deci e fix aici. Avem ușa asta și la dreapta. Deci aici e căsuța noastră. Ok. Bun, oameni buni. Atunci, înseamnă că nu e foarte departe de magazin, da. Bun, hai că am prins ideea. Hai să mergem să ne cumpărăm prima dată niște mâncăriță. Jocul ăsta e un pic ciudat, sincer, să fiu pe partea de grafic. Nu știu de ce, dar în fine, îl jucăm așa cum e. Ok, hai să cumpărăm niște mâncare. Câți bani avem? 1000? Nu, 145, ce vrei, 1000. Ok, hai să luăm un din ăsta, din ăsta și maybe și ce să mai luăm, un hamburger. Hamburger să fie și cam atât. Bun, băgăm și noi un pic de mâncărică la ghiozdan. Și facem să adunăm bani, pentru că ne trebuie o din asta, o căsuță de marcat. Nu știu, eu l-am pus la maxim ca și setări, el se vede foarte nasol. Anyway, hai să mâncăm un pic. Dacă mai știi tu pe unde era inventarul meu, mă. Păi de care deschideam inventarul? What? Am uitat jocul complet. A, de H ți-ai ascuns ăsta. Bine, hai că l-am ascuns acum, de nu mai vedem. Come on, man. A, deci F11. Ok, dar nu mai știu inventarul, frate. Game settings. Graphics, audio, control. Atât. Backpack. Ok, hai că ne-am pe un pic de cap. Ce să vedem așa blurat, mă? Ce Dumnezeu cu rezoluția asta, frate? Jocul ăsta e tâmpiron, nu-și sochează bine setările. Da. Ok. Nu-și setează bine setările. Nu-și le sochează. Ok, hai să mâncăm. Așa, și băgăm și ăsta și hai să zicem că am fi cât de cât ok. Ok, hai să deschidem magazinul de porni, nu? A, nu, se cade la computer, domne, se deschide. Nu salvează setările, deci indiferent cum le pune, el tot ce vrea el pune. Ok, hai să deschidem și noi. Ăsta și merem un pic să vedem cât ar costa. Cash registerul 550 de dolari. Ok. Păi atunci trebuie să așteptăm până facem banii respectivi, iar aici mai putem crește un pic prețul. Nu. Bine. Dacă vin și domnișoarele, atac, notificare. Bum, bum. Așa, așa. Acum fiecare se ocupă aici. Și noi să sperăm că o să facem niște bănuți. Noi avem trei calculatoare. Nu o să mai cumpăr, cred că, mai multe. Pentru că aș vrea, sincer, să îmi iau acea casă de marcat, să ne ocupăm și de partea asta cu supermarket. 8 dolari, 8 dolari. Hai că se adună. Deci ar fi 16,50 de dolari pe oră. That is ok. Nu-i rău? Trebuie să îmbunătățim și noi computerele, domne. Hai că vine doamna. Hai, domniță. Frumoasă. Hai și lasă-mi bănuții, că nu trebuie bani.
Așa. Facem bani așa încet, in operation. Bine, dacă am avea și un derulator, îți dai seama că, da, momentan, acum să... it's expensive, man. Prea mare prețul. Boom, $14. Uite așa, punem și aici. Cam așa ceva. Lasă așa, frate, ce Dumnezeu, facem și noi bani. Păi da, tot așa... Câte puțin, câte puțin, uite așa, asta e, lăsăm așa, deci, hai că mi-e ok. Ce nu i-a plăcut, mă? Ce nu i-a plăcut? Hai, că așa încet adunăm și bănuții. Oh, veni seara deja? 7 seara, dar pe nu mă duc. Nu mă duc la somn. Facem bani astăzi. Avem nevoie de căsuța de marcat. Mersi frumos! Hai că până la 500 și ceva de dolari mai avem. Mai internet cafe, 3.39 rating. Mă... E o chestie aici, că ai putea să faci așa. Vedem noi mai bine? Hai că se vede mai bine. Ne mai holbăm acolo că... Nu se vedea pe bine ce scrie acolo. Parcă rating, nu? Da, parcă rating scrie. Hai cum a venit o domnișoară. Mai dăm și noi o lumină aici. Da, păi ajunge lumina acolo. Că aici așa mie nu mi-a trebuit lumina, că eu sunt mai liac de noapte. Bun, mai dăm două accepturi. Văd că avem 200 și ceva de dolari, se adună banii așa încet. Nivel, uite, mai avem un nivel, stai așa că aveam parcă skill tree, da? Ce să punem? Punem recycling. Ok, SketchUp, ok. Checkout. Ah, dar asta costă 2, 2. Da, hai că mai așteptăm să mai facem un punct și atunci deblocăm asta o caserie. Bun, 21 de dolari, păi da, nu mă, frate. Păi da, nu, ce facem noi aici? Facem bani. Hai, hai, domnul. Dă-mi așa 20, 18, 275, frumos. Frumos, frumos, you need rested. Da, am nevoie de ordine. Unde spune? Ok, atunci las că mai așteptăm un pic. Mi-are și dormit mai târziu. Da, așa să mai acceptăm niște domni și domnișoare. Mă, jocul nu e urât, are... Așa e frumușel, are destule chestii frumușele la gameplay, interesante de care trebuie să ne ocupăm, dar... grafic... Nu știu, nu e... polișat, nu e ce trebuie, încă. Părerea mea. Acum, anyway. Merge și așa cum e. Aoleu, că avem facturi, frate. Man. Bine, mă, hai să le plătim. Mamă, liga lor de facturi. Mă, cred că totuși facem să mergem la somn. Da, și noi acela domnișoara închidem. Așa.
Și gata pe ziua de astăzi. Am luat experiență, avem 46 din 200. Sunt la nivelul 4. Da. Oleu, femeie. Na, fii atent la ea ce mers are. Bun, hai că e ok. It's ok, it's ok. Bă, 329, nu-i rău. Aici e ok, bun, dăm și un shutdown. Și mergem, mai băieți, trebuie să oprim lumina. Strige lumina că o să ne vină mult la părinte. Și mergem acasă, acum știm unde e casa. Uite aici așa. E un apartament, ciudat apartament. Dar ne băgăm la sol. Bun, hai că avem odihne, 70% nu-i rău. Nu-i rău deloc. Na, 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 ce ai cu tine? Facem 200 de, încă 200 și ceva de dolari. Cred că destul de repejor. Așa. Bun, hai că am pornit și așteptăm să vină băieții să ne aducă banii. Bun, o să trebuiască să mergem un pic să ne cumpărăm niște apă sau ceva de băut, că suntem foarte însetați. Păi, hai să vedem. N-avem decât suc, mă. Bă, dar și-am auzit și de apă, mă. Cam scump, sincer, cam scump. Da, trebuiască și mâncare este ceva timp. Asta e jocul, trebuie să și supraviețuiești, trebuie să te ții și de afacere. Nu e chiar așa easy peasy. Da, hai, uite, am ajuns la 400 de dolari. Mai trebuie 100 și ceva și cumpărăm și noi casa de marcat. Cred că o să o pun undeva pe aici. Să vedem pe mai departe cu mâini. Dacă facem bani de pe urmă la produse alimentare și ce mai vindem noi pe aici. Vreau să vedem și sistemul acesta. Bun, 411. Dacă nu ridicam un pic prețurile, nu făceam nimic, sincer să fiu. Dar trebuie să mai ridic și prețurile câteodată. E că le convine lor sau nu le convine, știi? Bun, hai că mai vin aici oameni. Păi bine. Bun, cred că cu ăștia și poate încă cu vreo 2-3 s-ar putea să avem banii suficienți. Dar îmi place cum avem sticul ăsta aici așa, la acoperiș, frumos. Ai lumină, chiar e fain. Bun, hai că ne cumpărăm imediat acea căsuță. Perfect. Vedem aici un approve. Așa. Și sunt curios, foarte curios. Ce-o fi? Bun, 502. Hai să vedem cât costă. Că nu mai știu exact. Mergem aici acasă, mergem la market, buy cash register, 550. Ok, atunci mai așteptăm un pic să mai facem niște bănișori. Aceste 20. Hai, încă vreo 2 oameni și cred că avem banii. 3,42 rating, trebuie să-l creștem, să-l facem cât mai mare.
Stai așa un pic, avem nevoie și de curățenie pe aici. Numai o secundă. Gata. Ne o frumoasă bănuții. Ne dăm un accept. 504 joi. Hai, încă unul și... Gata. Internet cafe pe din ce pixul. Bun, bun, bun. Stai așa că nu știu cu notificarea altă. Ok. Ah, ok, de curia la notificare. Și acum avem 56. Hai să ne cumpărăm casa aia de marcat. Să vedem ce o fi de ea. Deci o adăugăm în coș, o cumpărăm. Și așteptăm. Așteptăm să vină. Ei, acum vine băiatul cu stivuitorul. Hai, băiatul, dă pachetul! Mersi frumos! Oho, e mare, o, nebunia asta! Hai, de unde o parcăm? O parcăm! Unde o plasăm? Undeva pe aici, I think it's ok. Ok, și acum... Start cashier... Bă, să vedem, vin oamenii să... Da, uite, acum vin oamenii să-și cumpere. Asta e bine, I like it. Să vezi tu că nu o să avem și oameni angajați. Da, mă, uite că vin băieții, mă. Aha. 1,98. Bine, vindem apă momentan, dar... E ok. It's ok, it's ok. Să vezi acum treabă, stai să aprinde și lumina. Vezi acum treabă. Bine, sunt puțin bani acum, dar îți dai seama până când o să ne blocăm alte produse. Na, frate. A, trebuie să ții cum o să vină, că poți lăsa acolo. Na, 3 la 6, sunt care cumpără destul de mult, mă. Cumpără multă apă, bine, n-au ce altă variantă, sincer să fiu momentan, decât apă. Da, e ok. Bun. Uite, așa se adună bănuții. Bănuți cu bănuți. Hai să vedem totuși de ceva produse, că chiar aș fi curios să vedem. Produse online, nu online, pe unde era, mă? Store expansion, Abbey Market, aici. Ne putem lua niște chipsuri, niște din astea, băuturi, nu avem voie momentan, drinks, nu, d-astea. Cam astea sunt maximele, hai să vedem cum să le cumpărăm. Da, perfect! Hai că facem să fie bine. Să fie tot mai greu cu cât avansăm. Să fie tot mai greuț. Să mai dăm un pic cu mătura. Ah, stai că trebuie să-l adunăm. Ok. Sunt așa încetişor, domniţelor, că rezolvăm problema. Bun. Aici, hai dăm accept. Mai luăm bani și de aici. Ok, sunt ziua 5-a. Avem income destul de ok, avem de plătit și facturi, că... Na. De ce nu? Hai să plătim și niște facturi. Așa. Bun, să adunăm un pic de pe jos, că văd că iar aruncat ăștia gunoaie, mă. Tot mai în magazinul meu.
Însetată femeia, foarte însetată. Bun. Mai da și aici un accept. Perfect. Așa că am trebuit să închidem, sincer să fiu. Așa, pentru că... E noapte. Parapapam, hai să vedem. Battle, feedback. Hai să vedem, uite aici avem produsele, să le și ducem. Aici așa pe raft, bun. Perfect. Ok, hai să ducem și produsele astea, facem și umplem rafturile și mergem acasă. Să ne odihnim și noi. Minunat. Umplem și noi un pic rafturile. Atunci facem un fel următor. Astea, așa, așa. Bun, și aici, back, fill in, prețul, market price, 2.18, perfect. Ce să punem? Punem niște din astea. Așa, mă. Și putem să punem acum și din astea, market price-ul 3.59 și avem și un profit frumos. Punem și chestii din astea. O să ne mai trească rafturi, dacă o să deblocăm mai multe produse, dar e ok acum. Așa, niște de-astea, punem 3,90, avem un profil de 2,20 și ceva, și avem apă, cartofi, chipsuri de cartofi, ceva bere blondă și Nutrition Plan Cooking Package. Habar, nu știu ce e aia, dar în fine. Avem totul plin? E totul plin. Perfect. Putem să dăm drumul la magazin? Nu. Ar trebui să dormim, sincer să fiu. Păi e... Noi suntem obosiți. Trebuie să mergem să ne cumpărăm și ceva de mâncare. Na, acum că i-am dat drumul la magazin, nu prea fac griji că să mai adun bani. Bine, fac, trebuie să adun bani, dar nu mai... Îs ok, stai, că trebuie să cumpăr cash registerul sau, știi? Nu mă las acum, fii atent, frate. Da, bine, mă, dacă nu vrei să dormi, mergem și ne cumpărăm ceva de haleală. Și ne deschidem magazinul. Avem aici la domnița asta frumoasă. Mai luăm așa. Pac, pac, și cam atât, bun. Ne facem și noi plinul, vorba aia. Bun. Frumos. Avem și niște apă. Na, suntem bine. La skill-uri avem atât, hai să le blocăm. Perfect. Minunat. Și-am deblocat. Na, acum o să trească să ne mai upgradăm computerele și... Să ne mai cumpărăm rafturi, multe alte lucruri. Care jocul destule. Ok, deschidem magazinul. Everything is good. Hai să vină lumea. Să vină lumea, să vină lumea la cumpărături. Să vină lumea, că am aici destule. Câteva chestii am și eu. Bun, da, și noi ne aprobăm aici. Din nou. Și cred că sala de calculatoare o fac
în altă zonă. Probabil aici o să las doar magazin și când extind altă parte a magazinului, de acolo să fac sala asta de calculatoare. Nu știu, să vedem, ne mai gândim. În momentan nu sunt așa împărțiți în două, să putem face profit din două părți. A, da, stai că avem aici la... Wow, mă, frate! Bă, hai că e bine, cât ai alte produse, cu atât faci mai mulți bani. O, fii atent la așa și puci, de parcă ar fi furată. Minunat. Alt băiat. Alt băiat, alt băiat. Nu știu aici, n-accept. E că doamna s-a gândit să cumpere mai multe lucruri. Perfect, 11 dolari. Bun, și avem 188 din 250. La experiență ca să ajungem la nivelul 7. Hai să adunăm gunoiul, că iar au lăsat ăștia în mizerie. Șmecherii ăștia de oameni, mă. A, da, uite, acum facem mai ușor banii. E ceva normal când faci banii de două părți. Cred că o să mai cumpăr ceva rafturi. A, total, deci mi-a dat în totalul cât am vândut astăzi de 5-6 dolari mai de aici. Bă, interesat. Bun, da, așa să mai curățăm un pic pe aici. Minunat. Așa, să mai rezolvăm și cu ăștia. Ne întoarcem la casă. Frumos. Păi, da, hai să ne uităm. Așa să vedem ce produse ar mai fi pe aici. A, uite că am mai deblocat, vezi? Părăm astea. Drinks. Putem lua și din astea. Fructe. Fructe încă nu se poate, vegetables. Ok, și din astea, de ce nu? 311, am înțeles. Stai că mai facem bani și cumpărăm produsele și pe urmă o să fac să iau niște rafturi. Mai avem din nou un skill tree aici, hai să punem, nu știu, luăm ăsta. De oricum o să deblocăm absolut. A, de fapt ăsta costă două. Să luăm atunci și pe ăsta. Să deblocăm toate skill-urile din skill tree. Să finalizăm jocul așa complet. Bun. Păi, hai să cumpăr atunci. Și mai trebuia niște rafturi.
Unde eram? Aici, rapid. Pe din ala mai mare cu 450, aici cu 250, dar e ok. Hai că mai facem bani. Pe aici mai prea avem, bă, frate, lucruri. Bun, aici mai avem de adăugat, avem. Perfect. 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 Bun, facem plinul ăsta, lăsăm așa. Așa că trebuie să ne mai vină produsele alea noi. Probabil în curând să facem să ne angajăm și un nou. Veni produsele, da? Au venit. Așa. Vine iară seara. Păi ok, nu suntem așa obosiți, deci putem să facem față. Așa. Stai să mai avem de aici deja, da, se mulțesc treburile, fraților. Avem destule de făcut. Știi, aruncă pe aici așa mizerii la nebunie. Bine, să mai ducem și noi un pic din marfă. Perfect. Bă, dar nu mai aruncați la mine, bă. Mizeria în magazin. Aveți coș de gunoi? Mamă, frate! Chiar că s-a aglomerat treaba. Ok, hai că trebuie să vină și bănuții. Bun, hai să vedem cum pe de aici, că stă marfa asta aici. Cred că deja am adunat și banii pentru noul raft. Să ne trebuiască un nou angajat neapărat. Să vedem la ce angajăm. Ne avem prin rafturi, bă, nu mai avem așa mult, o să mai aprovizionăm un pic. Dar e fain modul în care aprovizionezi rapid. Și am făcut un income de 1148 de dolari. Frumos. Ok, avem și facturile, hai că le plătim. Așa, hai să ne ocupăm și de băieții ăștia și femeile astea. Bun. Mai luăm banii de aici și hai să cumpărăm un raft. Deci, cred că o să iau unul mic momentan, că e suficient. Și bineînțeles să plătim și facturile. Minunat. Dăm accept. Luăm bănuții. Pac, pac.
Minunat. Ok, hai să... Adică, trebuie să așteptăm să aduc raftul, e bine. Până atunci am mai... Punem aici un pic cu mătura. Perfect. Ok. Pac, pac, accept și hai să mai aprovizionăm aici. Wow. Îmi place că ai tag-ul pus aici. Când dai, îți pune automat, știi, bă, ce ai avut, ce n-ai avut. E foarte faină treaba asta. De astea nu mai avem? Probabil că nu, de astea... Da, nu mai avem din alea, trebuie să dăm comandă. Vezi, știi ce trebuie să comanzi. Uite, putem adăuga niște din astea. Și hai să punem și raftul ăsta. Minunat. Na, și uite așa aprovizionăm și raftul acesta, punem chestii de astea, punem cu un preț de 8. 8,68. Așa. Punem și aici, 6,25. Iar aici, așa. 6,44. Aici. Da, avem banul, nu avem pus aici, atunci hai să o punem, uite, aici. Capabilul ăsta cu un preț de 4,37. Ok, să punem și astea. Și 8 și cam atât e că era aici, cred că mi-am rămas mie, da. N-am chestii din aia, mă. Ok, gacha, gacha, stai că vin aici oameni. Mamă, ce e aici? Oleu, ce fac băiatul meu? Superb. Superb. Bun, hai să sunt așa. Hai că aici mai vizia s-a blocat. Cred că o să mut casa pe partea cealaltă. Da. Hai să mutăm aici, că cred că e mai ok. Că ei tinde să aibă coace. Păi, te-ai tâmpit de cap, te-ai tâmpit de cap. Sunt băguit. Ăla nu-mi place că s-o băguit acolo, dar asta e ce face. Cred că ar fi cazul să ne mai upgradeăm un pic și calculatoarele. Bun, hai să vedem ce ne-am permite la calculatoare. Cred că ne permite, hai să vedem, bă, nimic nou.
Asta ce este nivelul? Nu văd ce scrie, frate. Alochită de cafe level 1? Unde mă? Ne uităm prin meniu. Cine știe ce o fi pe acolo? Așa. Deci. Litru de cafe, internet speed. Nu merge. Cargo robot. Nu. Bine ar fi. Ia unde bani. Ce putem face, mă? Angajați. Uite, $80 pe zi. Cred că i-am permite un din asta. Security guard, nu e treaba momentan, clown market. Hai mă să angajăm un om care se ocupă de curățenie. Abia nu mai ocup eu. Man, ce aici? Oleu, să termine de pe rafturi. Să termine de pe rafturi și nu mai avem. Man, nu mai avem nimic. Așa. E mai nimic, bă, frate, trebuie să cumpărăm. Ce bine ar prinde un robot ăla. Să ocupe el cu marfa. Am dat o blocatoră, facem bani, mă. Începem să facem bani. Da, uite, că se ocupă domnișoara. Drăguțe. De curățenie. Frumos. Și mai mergeam. Totuși, ar trebui să uităm un pic la secțiunea aceasta. Din ce mai spun oamenii? Poziție așa. There are many games to choose from the... Most popular games available, very selective. Games. Da, ben, da. Bun. Mă, facem bănuți, n-am ce să spun. Și... Ce chestie asta? A, să memorez chestii. Computer settings. Aici cu mâncarea, dar mai trebuie să dăm comandă de astea, din astea, de tot ce se poate. Comanda. Ok. Hai că aici e bine și de din astea dăm comandă.
Fructe. Uite, mă, niște mere. Ar fi bune pentru oameni. Așa. Chestii din astea ar fi ok pentru oameni și... Cam asta e. Nu știu dacă am bani să le cumpăr, dar... N-avem, trebuie 1322. Ar să le cumpăr pe toate odată. Da, mă, de pe urma la magazin, la supermarket, faci bani faini. Asta mă enervează că sunt blocat aici. Pot să-i fac nimic? Se pare că nu. Bă, nu mai avem nimic pe rafturi. Man. Goale rafturile, frate. Bun, păi, fraților, cam atât pentru acest episod. Sper din tot felul că v-a plăcut. Lăsați și voi acolo un like, dacă sunteți pe canalul să abonați. Pentru că jocul e interesant și o să mai facem episoade cu el. Vreau să îl terminăm. Să deblocăm toate skillurile, să deblocăm toate nivelele, să avem toate produsele și tot ce conține jocul. Sper că v-a plăcut. Un like este imens apreciat, o abonare este și ea imens apreciată, iar până data viitoare, toate cele bune. Bye bye!